scăpați de stresul orașului, cum o vizită la pădure vă poate îmbunătăți sănătatea mentală și fizică. Natura a fost întotdeauna cunoscută că are un efect calmant asupra minții și corpului, dar cercetările recente fac acum lumină asupra impactului pe care îl poate avea petrecerea timpului într-o pădure asupra sănătății și bunăstării noastre generale. De la stimularea sistemului imunitar până la reducerea stresului și îmbunătățirea stării de spirit, beneficiile petrecerii timpului într-o pădure sunt numeroase și prea puțin înțelese. Fie că doriți să vă îmbunătățiți sănătatea fizică sau mentală, fie că pur și simplu căutați o modalitate de a vă relaxa și de a vă reconecta cu natura, o vizită într-o pădure ar putea fi calea simplă de care aveți nevoie. Întărirea sistemului imunitar. Atunci când respirăm aer proaspăt într-o pădure, respirăm și fitoncide, care sunt substanțe chimice din aer pe care plantele le eliberează pentru a se proteja de insecte. Aceste substanțe chimice au proprietăți antibacteriene și antifungice care ajută la întărirea sistemului imunitar prin creșterea numărului și activității celulelor ucigașe naturale, care sunt importante pentru combaterea infecțiilor și a cancerului. Reducerea stresului și îmbunătățirea stării de spirit. Studiile au arătat că atât exercițiile fizice în păduri, cât și pur și simplu stând și privind arborii pot reduce nivelul de stres prin scăderea hormonilor cortizol și adrenalină, precum și scăderea tensiunii arteriale. Acest lucru poate îmbunătăți starea generală de spirit și poate reduce simptomele de depresie și anxietate. Îmbunătățirea concentrării și a atenției, petrecerea timpului în natură, privind plantele, apa, păsările și alte elemente naturale, poate ajuta la o pauză a creierului nostru cognitiv și ne permite să ne concentrăm mai bine, să ne reînnoim capacitatea de a avea răbdare și să reducem oboseala atenției. Acest lucru poate fi deosebit de benefic pentru copiii cu ADHD, deoarece studiile arată că petrecerea timpului în medii naturale în aer liber poate ajuta la reducerea simptomelor. Accelerarea recuperării după o intervenție chirurgicală sau boală. S-a constatat că pacienții din spital cu o vedere verde, cum ar fi arborii sau plantele, au stații postoperatorii mai scurte, iau mai puține analgezice și au mai puține complicații postchirurgicale în comparație cu cei fără această priveliște sau cu o priveliște a unui perete de ciment. Spațiile verzi din zonele urbane sunt la fel de importante ca și pădurile aflate la distanță de acestea, chiar și în zonele urbane. Grădinile, parcurile și arborii stradali alcătuiesc o pădure urbană și comunitară, iar aceste oaze de spațiu verde sunt de o importanță vitală, deoarece sunt sursele accesului nostru zilnic la arbori.